Salutare, boșilor, și bine v-am găsit la un nou Let's Play pe Metin 2 ETH. Vreau să vă povestesc înainte să începem să jucăm pe Metin ăsta că am suferit de puțin cancer, adică vizual, vreau să zic. Și na, cum sunt un drăguț și un finuț de băiat și, nu știu, alte cuvinte din astea frumoase, o să vă arăt și vouă, că na, așa e frumos. Sper că nu v-am oribilat cu acel filmuleț, dar na, nu vreau să fiu singurul care a văzut chestia aia și care s-a minunat de chestiile care apar mai nou pe YouTube. Dar să trecem de chestia asta, adică nu puteam să mă abțin, chiar trebuia să vă arăt și vouă. Băi, ne apropiem de 3000 de subscriberi, adică suntem 2870, mai trebuie cam 130 să facem și noi 3000 în cap. Așa că pentru fiecare subscribe dau o bere, mă, dau o bere, mă. Hai că știu că meritați, mă. Cum să nu vă meritați voi o bere, mă? Știu că vreți, e cald. Voi stați în casă, jucați Metin ca orice om normal și logic trebuie să farmați și la farmat merge o bere, că na, așa e frumos. Am farmat câteva cufere din astea care am auzit că au drop, ok. Adică am deschis două și mi-a picat lingou de un caca, ca adică un miliard. Și zicem să le așezăm și noi într-un fel pe aici, să vedem dropul lor. Cred că mai bine le-aș pune pe un alt inventar, ca să vedem dropul, să fie așa mai misterios. Hai că le punem pe toate aici. Nu știu câte avem, dar am jur de vreo 13, cam așa zic eu că sunt. Punem partizanul ăsta, dar n-avem loc. Trebuie să mai facem. Uite că s-a schimbat automat. Deci avem până acum 6 bucăți. Hai să punem astea pe aici. Așa. Și mai avem aici 2, 4, 5, 6. Deci avem 12 cufere. Poate ne pică și nouă ceva bun. În special bani. Avem nevoie de bani, că trebuie să facem alchimia aia și baloanele astea de aur, care le iei cu 50 de înghețată, costă în jur de 5 miliarde, 7 miliarde pe acolo. 5 miliarde e mocangeală, de obicei nu prea găsești nici la 5 miliarde. Bun, hai să aranjăm toate astea pe aici. Am o grămadă de prostii pe aici, dar mi-e lene să fac curat. Și când zic că mi-e lene, mi-e foarte lene. Bun, deci aici avem full. Uite, mai e un loc aici liber. Hai să punem astea aici pe inventarul întâi. Așa, bun, acum să deschidem. Deci, cufăr dragon nobil 1. Lingo de un KKK. Deci, cum v-am mai spus, deci se fac bani frumoși din deschisul cuferilor. Și astea le farmați în mapa de level 30-60. Cel mai rapid le farmați la pe engine și Warch Chef și Dragon, de-aia e omor cam greu și nu se merită. Avem și noi o chestie din asta, hai să vedem. Oho, ne-a picat din fiecare, deci câte un tăiat. Și multe... Aoleu, monturi cu XP. De ce aș avea nevoie de 3 din asta? Nu știu, hai să le aruncăm. Ba nu, nu le aruncăm. Poate o să aibă nevoie cineva și le dăm. Dar nu știu care e diferența între fasolea verde și fasolea roz. Este cu 10% mai mare. Deci asta e, cum ar veni, profană. E degeaba. E de nimic. Mai aveam câteva. Uitați, mă, de asta am uitat. Deci am deschis 12 acolo, parcă. Și mai avem 4. Hai mă, că avem ceva. Deci în total am avut 16 cufere, cum așa? În fine, nu contează câte am avut, ci dropul. Pentru că asta vreți să vedeți. Ia să ce mai pică din astea. Quartz blestemat. Încă un cufăr. Aceea mergem și la alchimie să vedem ce mai avem pe acolo. Un cristal. Am văzut că e un miliard și ăla. Și încă o fasole roză. Bine, da, mai mult, dar așa am zis eu. Bă, nu cred că mai am să iau
ceva cu înghețate, nu știu câte mai am. Dar nici nu le văd unde dracu sunt. Să le-am consumat pe toate, nu? Dar nu cred. Deja am început aici să-mi așez frumos în ultimul inventar. Ape, toate alea pentru PVP-uri. Avem chiar și un de-asta, stai cum arată acum. 1.5k PV, 8 semi, 10 farmec. Dar am auzit că pentru PVP este unul și mai bun. De 10 semi sau 2-3k PV pe acolo. Și hastru roșu, dar nu știu unde pică. Uitați cât de fain arată și chestia asta. După cum am zis, chiar am uitat de eșarfe, deci am petrecut ceva timp pe serverul ăsta, dar eu nu m-am dus să iau pânze, mă. Dar o să mergem să luăm acum pânze, dar mai momentan să vedem ce mai avem noi pe aici pe la alchimie, dacă putem să facem ceva. Tăiate, avem aici două tăiate. Avem și două rare, perfect. Deci facem direct una legendară, că anticul nu se face antic, se face direct legendar și nu avem două aici. Abilități 6. Mai avem un de-asta. Mai trebuie încă un de-asta să facem. Să le combinăm pe astea. Să mai facem încă un de-asta. Și astea două le combinăm. Pe aceea combinăm cu ăsta și iese ultim. Deci ne mai trebuie puțin să facem și noi un ultim diamant. Să vedem, poate iese ceva bun. Ăsta până acum are abilități 8. Hai să vedem aici, mai avem ceva rar. Hai că putem să facem aici. Bun, acum avem două rare, facem un legendar și noi avem aici una mare, dar e nașpa, adică are apărare 138, e foarte praf. Apărare 75, bă, îmi pică mai chestii prăfane, mă. Oho, uite, aici avem ceva. Hai să vedem, poate ne iese ceva. Dar noi avem deja un de-asta bun, adică... Uitați ce mi-a picat, nu știu dacă să las așa, dacă jucați Metin 2 ETH și știți mai bine cum e cu alchimia pe aici. Mie ETH așa mi-a picat, 3KMP, PM, pardon, regenerare 24 și max PV 30%, ăsta e bun, 30%, că na. Și șanse 12 de a reface PV, eu zic că are cam tot ce-i trebuie și ar fi destul de bun, nu cred că ar trebui să mai facă altul. Dar vedem, poate, cine știe, facem altul mai bun. E bine că se face foarte ușor alchimia. Că na, trebuie să facem doar înghețate sau să și farmăm cioburi, da? Nu se merită, mai repede cu înghețate ei de ala și îți dă un ultim îți dă un legendar ultim. De fapt, ultima alchimie. Și pentru 5-7 miliarde, eu zic că e bine. Oricum se fac repede banii. Doar stai să vinzi, mai ales pietrele plus 5, cu alea faci urma de bani, dacă stai în mapa de farm. Adică chiar se cumpără, mai ales alea de war care sunt 4 miliarde, alea nu se merită să le băgați în shop. Deci se fac bănuți ușor, bă, îmi place că na, o să realizăm noi ceva pe serverul ăsta, că nu e foarte greu. Deja începem să ne facem item. De-abia aștept să facem PvP-uri, cred că asta o să vreți și cred că de fapt asta vreți să vedeți, nu... Acum fac doar chestii plictisitoare, cum pare eu că așa vă gândiți. Aici facem grad de claritate. Bun. Ăsta e praf. Ăsta e și mai praf. Ba nu, e un pic mai bun. Ia să vedem ăsta. Da, se pare că... Nu e chiar foarte bun, că acum văd că poate să pice PV. Deci puteam să avem aici 3K PV regenerare și... Bine, ultimele 3 bonusuri sunt bune, dar ne trebuia PV ca să fie foarte, foarte bun. O să mai combinăm aici. Uitați, asta are și PV, are și max PV. Deci nu este foarte, foarte bun. O să-l schimbăm și pe ăsta. Dar mai trebuie încă un de-asta să facem, să le combinăm și pe aceasta să combinăm cu ăsta, să facem un de la ultimul. Poate este ceva bun. Aici văd că am unul contra antisura și șansă contra ninja. Nu e cine știe ce. Stai că îi dădeam grad de claritate și pierdeam degeaba. Că astea trebuie să le dăm doar clasă momentan. Ia ziceți, măi băieți, facem și noi, mă, 3000 de abonați. Mai avem puțin, mă, puțin, mă, cu ajutorul vostru îi facem și pe ăștia, mă. Suntem atât de aproape. Și parola, încă n-am găsit parola. Asta e nașpa. E cam foarte nașpa.
O să mai mă gândesc. Doar trebuie să-mi aduc aminte eu, că altfel nu sunt șanse să mai recuperez parola și contul. Dar na, tot, nu știu, îmi place să joc pe Mate in 2 RO. Adică, nu se compară cu un privat. Dar o să vedem, poate ne apucăm de alt server, pe ultimul de acolo, nu știu, că oricum am auzit când... De fapt am mai zis și chestia asta, că nu e foarte, foarte populat Scorpius, că s-au mutat mulți, dar nu știu care a fost problema, chiar nu știu. Cred că facem ceva legendare din astea, poate ne pică și ceva bun. Ia să vedem câte legendare avem. Aici trebuie să dăm grade claritate. Ia să dăm ceva bun. Tot anti-sura, mă. Dar războinic când? Șamani, serios? Mi-e între șamani, mă. Praf, toate sunt praf. Tot anti-sura. Ce ai, mă, ești tâmpit? Asta e cu PV 1500. Bă, nu e deloc bun. E praf. Poate reușim să facem altul mai bun. Oho, avem câteva de astea. Hai să le dăm mai repede, așa că devine plictisitoare treaba să vedeți doar cum dau alchimie. Bă, dacă dădeam pe ro, mai ziceam, știți, acolo era suspans, oare ieșează toate, normal că ieșează toate. Cât am încercat să fac la alchimie acolo pe ro, bă, deci mi ieșea în prostie, mă. Bă, aici e bine că merg toate. Deci, na, e mai fain. Deci avem 2, 3, 4, 5 legendare. Ia să vedem. Dă-ne ceva bun. Merge, să zicem. Dar momentan sunt mici. Hai să vedem acum ce iese. Poate iese ceva bun. La fel de praf ca primul. Deci e aceleași bonusuri. Deci e foarte praf. Și aici avem două din astea. Dar sunt praf și astea două și nu avem ce face cu ele, că nu mai merge să le dăm grade claritate, că e ultimul grad de claritate. Mi se pare că avem și câteva tăiate pe aici, poate mai încercăm să facem unul. Dar nu prea aș sta să fac Onyx-ul, că na, nu dă cine știe ce. Știu că dă critică, parcă. Adică nu vreau să zic greșit acum, habar nu. Nu prea am știu, nu prea m-am interesat niciodată cu Onyx-ul. Nu prea am vrut să fac Onyx. Na, principiul era diamantul și rubinul, că alea sunt cele mai bune. Și pe aceea, bine, și restul care dau PV cu contrarase și alea sunt bune. Rafinează, rafinează, măi băiatule, ai altceva de făcut? Nu. Nu ai suficient... Ah, stai, am uitat, trebuie să mai bag încă una. Am apăsat atât de repede încât nu s-a pus rare. Avem una, două, trei, patru, cinci, șase. Șase legendare. Bun. Ia să vedem. Stai, iar am uitat să dau claritate. Corporal critică. Uitați-mă că v-am zis că dă critică, dă critică. Cum să nu dea? Ai ăsta ceva mai bun? La fel. Asta are mai multe bonusuri. Are și săgeți. Asta este mai comod. Hai să vedem ce dă. Pătrunzătoare. Praf. Praf. Praf și alchimia. Praf. Am o piatră plus 5 și trebuie să-mi fac o otrăvită ceva. Adică trebuie să crez la level 75. Nu înțeleg de ce nu mi se vede asta. Iconița de la breazlă. Că eu am pus-o. Deci când am pus-o atunci s-a văzut. A fost acum 2 zile parcă. De când nu am mai postat, v-am zis, am lăsat un comentariu aseară de ce nu am mai postat la ultimul videoclip. Am fost la în căutare de Pokémon pe jocul la handicapat și ghiciți ce? Bă, a mers ce a mers. Aici lângă mine este o școală și mi-apare acolo un semn ca să iau niște Pokémingi din alea, trebuie să fac poză la nu știu ce și ghiciți ce coaie. Trebuia să fac poză la o statuie care era în centrul școlii. Deci și porțile erau închise și na, cum dracu intru eu acolo, e atât de aproape de mine.
Bă, deci handicapa jocul, ce acum ce ar trebui să aștept până începe școala, să trimit pe un coleg, un prieten, ceva, bă, du-te până acolo, fă și mie o poză. Bine, mă, handicapa azi, mă, și faza e că m-am întâlnit cu 5 persoane, deci ăștia erau un raid, cum ar veni, erau 5 cu aia, erau 5 care au venit pentru chestia aia și stăteau și se uitau în fața porții. Și eu am stat mai retras, mai în spate și mă cam pe mine de râs că i-am văzut pe aia cu toți cu telefoanele în mână și se întrebau cu aia cum ajungem acolo. În fine, cam asta a fost pentru acest episod. O să ne întâlnim la următorul, poate cu ceva farm sau poate direct cu PvP, depinde cât de repede îmi termin itemele, că stau la bonus pe vreo două conturi. Și cam asta mai e, boșilor. Nu uitați să dați like și multă, multă baftă!